Bună dimineața, dragilor! A doua zi de explorare în Egipt. Suntem în Cairo, la Muzeul Egiptean, cel mai mare muzeu din Egipt. Și am intrat în cel mai mare muzeu cu specific egiptean. Biletul a fost doar 450 de lire egiptene pentru adulți și 230 pentru studenți și elevi. După cum se vede, este plin de turiști. Vin autocarele întregi cu turiști din toate colțurile lumii să viziteze muzeul. Și aici putem vedea două sarcofage care sunt afișate chiar pe holul din stânga, acum intri în muzeu. Vlogurile mele nu o să se axeze pe predatul istoriei sau să vă explic istoria a obiectivelor ce le vom vizita. O să vă arăt muzeele sau obiectivele turistice și cam atâta. Deoarece eu nu sunt profesor de istorie și nici nu aș putea să predau cuiva ceva ceea ce nu știu. Efectiv, suntem vizitatori independenți și venim doar să vizităm lumea, atâta tot. Ce frumos se văd cele două statui. Ce marmură groasă. También se llama la brama de energía, tiene mucha energía alrededor del brama. El gran calor de frente.
Sau că nu ai. Merită vizitat acest muzeu, deci este foarte, foarte frumos. Și suntem la primul etaj, unde deja vedem mumii. Foarte, foarte multe mumii. Și sarcofage, bineînțeles. Și aici este și o mască. Și suntem și pe zona dedicată animalelor din Muzeul Egiptean. Unde vedem crocodili, pești. Scheleți, cranii. Putem observa sarcofagul și cu scheletul unui animăluț. Și așa se vede de sus, de la etajul 1, statuile și sarcofagele de jos din holul principal. Este o experiență unică, merită să vizitați acest muzeu. Sunt aici împreună cu Ina. Salută, Ina! Salut! Am venit să vizităm muzeul, deci este splendid, chiar se merită să-l vizitați dacă sunteți în trecere sau ați venit să vizitați Cairo. Cum am zis, prețul unui bilet este 450 de lire egiptene, asta înseamnă undeva la 43-45 de lei românești. Ceea ce este foarte, foarte ieftin, deci nici 10 euro. Și am ajuns și în parcul Al Horeia Garden, care se află chiar în centrul Cairo. Lângă turnul Cairo și lângă Muzeul Egiptean. Este o oază de verdeață și cu palmieri, cu băncuțe frumos.
ajuns și în Tower Cairo, să vedem Cairo de la înălțime. Peisaje mirifice, splendide. Biletul a costat doar 250 de lire, adică undeva la vreo 24 de lei românești. Thank you.